O bubuitură foarte puternică. În seara aceasta l-am întâlnit în casa scării pe Costas, unul dintre vecinii mei. El și-a petrecut ziua împreună cu fiul său și cu ceilalți membri ai familiei, făcând curățenie în, în cămara de la subsol. În timp ce pălăvrăgeam despre felinare și despre ceea ce lucrase el, Costas a amintit întreagăt că nu aude prea bine cu o ureche, ceea ce l-a făcut mai apoi să-mi explice că anul trecut de Paști el a fost foarte bolnav. După ce a prins, am povestit mai pe îndelete cele ce i s-au întâmplat, a ieșit la iveală faptul că el a fost vindecat în chip minunat de un atac cerebral foarte grav, punând la oaltă mulțimea de cuvinte pe care mi le-a spus, aș putea să vă înfățișez următoarea istorisire a acelei minuni. În după amiaza sâmbetei mari, cu o zi înainte de Paști, Costas își vedea de treburile sale în târgul din Veria, oraș care apare cu numele de Bereia în Faptele Apostolilor, 17.10 când deodată i-a fost dat să audă o bubuitură foarte puternică, așa de parcă s-ar fi tras cu tunul chiar lângă urechea lui. Foarte curând a băgat de seamă că nimeni altul nu mai auzise acel sunet și a priceput că lui i se întâmplase ceva foarte grav. Urcând cu grăbire în mașina personală, Costas a condus cu viteză mare până la spital, însă acolo neîncrezându-se în medicii mai tineri, a pornit în căutarea unui doctor mai bătrân care îl cunoștea. În timp ce făcea aceasta, el a simțit că partea stângă a feței a început să-i amorțească, iar mădularele de pe partea dreaptă erau supuse unor convulsii acute. Atunci când doctorul său, cel care era prieten, i-a arătat degetul arătător, Costa s-a văzut trei degete în loc de unul, întrucât ochiul său stâng privea cruciș către nas. În foarte scurt timp, el s-a pomenit într-o ambulanță care îl ducea spre Tesalonic. Echipa medicală, echipa medicală care îl îngrijea era alcătuită din doi medici de la Spitalul Hippocrates, în care el a fost internat, și doi doctori foarte vârstnici care erau prieteni de familie și au fost aduși în locul în care se desfășurau evenimentele, printr-o avalanșă de apeluri telefonice care au urmat după ce Costas a sunat-o pe soția sa înainte de a se fi urcat în mașină. În drum spre sala de radiografie, Costas, deja foarte slăbit și culcat pe o targă cu rotile, s-a uitat în jos la liniile colorate ce apăreau pe podea și a înțeles că se găsea în spitalul Hipocrates. Iar când și-a îndreptat privirea în sus, a văzut un monah cu barbă care ținea în mână o, lum o lumânare și arăta în tocmai ca și cum ar fi mers la slujba miezonopticii. El și-a dat seama îndată că acela era sfântul său ocrotitor, Efrem, de la Neamacri, și în timp ce sfântul a trecut pe lângă dânsul, Costas a izbutit să articuleze câteva cuvinte pentru a-i spune că are nevoie de ajutorul său. Monahul l-a privit cu un surâs blând și i-a zis, nu-ți fă griji. Costas mi-a repetat aceste cuvinte de mai multe ori cu lacrimi în ochi. După ce i s-a făcut radiografia, Costa s-a fost dus într-un salon pustiu și a fost culcat în unul dintre cele cinci paturi care se găseau acolo. Privind radiografiile, doctorii au descoperit un cheag de sânge cu diametrul unei portocale și au hotărât de comun acord că acesta nu putea fi operat din pricina dimensiunii sale mari și a vitezei de creștere. Tot ce puteau face era să-i anunțe cu mâhnire pe cei din familie că lui Costas nu-i mai rămâneau de trăit doar câteva ore. După ce a trecut seara de la prima radiografie, unul dintre medici, care era nepotul său, a observat că starea lui se îmbunătățea în ceea ce privea indicii care vorbeau despre lucrarea funcțiilor sale vitale, respirația, pulsul și altele, Așa încât s-a hotărât să îi se facă o altă radiografie. Spre marea uimire a doctorilor, cheagul de sânge se contractase. În astfel de împrejurări, devenise cu putință să îi se facă o oarecare operație. Soției lui Costa i si s-a spus că de acum ea putea să aibă speranță că soțul ei va rămâne în viață, însă partea stângă a trupului lui avea să fie complet paralizată, aceasta însemnând Că mai apoi trebuia să urmeze un tratament îndelung de recuperare. Între timp, starea lui a continuat să se îmbunătățească până într-atât că n-a mai fost nevoie de nicio operație. Costa s-a trezit în după-amiaza următoare, simțindu-se întocmai ca și cum s-ar fi sculat din somn într-o dimineață obișnuită. Soția lui a fost atât de surprinsă, văzându-l că își trage plapuma cu mâna stângă și își mișcă piciorul drept pentru a-și păstra echilibrul în timp ce se întorcea în pat, încât, după cum i-a mărturisit cu câteva zile mai înainte, din pricina șocului pe care l-a avut, a crezut că moare ea în locul lui. Un alt lucru care a lăsat-o fără grai a fost icoana ce se găsea deasupra patului în care a fost culcat soțul ei. Era icoana sfântului care îl ocrotea de 22 de ani, sfântul Efrem de la Neamacri. Cercetând mai apoi, din preună cu fiii ei, toate saloanele, ea a descoperit că în spital nu se mai afla nicio altă icoană în care să fi fost zugrăvit acest om al lui Dumnezeu, care e mai puțin cunoscut, ci mai degrabă tot felul de imagini adesea întâlnite, în care apăreau Sfânta Fecioară cu Pruncul, Domnul Iisus Hristos, Sfântul Dimitrie și Sfântul Gheorghe. Costas a stat în spital o lună, iar acum, cu nouă luni mai târziu, mută paturi vechi dintr-o parte în alta și cară tot felul de lucruri urcând și coborând scările cu ele. El stă la etajul 2. De asemenea, Costas a mai amintit și despre faptul că prietenul său, prin mijlocirea căruia a aflat de Sfântul Efrem, a fost el însuși vindecat de cancer de către acest cuvios, iar acum lucrează ca și ambasador al Greciei. Savarios, 7 februarie 2011, Tesalonic, Grecia Nu este cu putință ați mulțumi cât se cuvine Sfinte Părinte Efrem, căci cuvintele noastre sunt mărginite și nu pot cuprinde de plin întreaga revărsare de har a milostivirilor tale. Pentru aceea cu umilință venim către tine cu vioase mucenice, și cunoscându-ne neputința, te rugăm să ne mijlocești și nouă mântuire de la Dumnezeu spre a ajunge la limanul vieții veșnice, acolo unde moartea este cu totul fără de putere. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.